Ediția din 2023 a Final 8-ului Cupei României la basket se joacă la Constanța, în sala sporturilor, și începe cu un sfert de finală care pune față în față U-Banca Transilvania Cluj și SCM Oma Mozarbet Timișoara. O partidă în care echipa antrenată de Mihai Silvășan vine după o înfrângere destul de greu de digerat împotriva Brescii în Eurocup, dar pleacă având prima șansă și grație lotului pe care îl are. Și dacă ne uităm peste jucătorii care sunt indisponibili astăzi, de partea cealaltă, SCM Timișoara, până în momentul de față, a avut un sezon început foarte bine în Liga Națională, dar terminat cel puțin ultima parte a primei faze și debutul din faza a doua, foarte multe probleme pentru trupa lui Dragan Petricevici, accidentări importante și jucători indisponibili, printre care cea mai grea absență astăzi pentru Timișoara, cea a lui Ilia Djokovici, care nu poate să joace după ce și-a aproape fracturat un deget. Timișoara vine de asemenea după un eșec european, chiar dacă a fost vorba de o victorie pe teren propriu împotriva polonezilor de la Dabrova Gornița. Timișoara a câștigat la un punct, dar pierduse în tur la 7 și a fost astfel eliminată din Alpe Adria Cup, competiția în care juca în actualul sezon. UBD Cluj, SCM Timișoara, așadar, primul sfert de finală, urmat apoi de la 14:30 în direct, tot pe Prima Sport 5, de duelul dintre CSU Voluntari și SCM Craiova. Celelalte două sferturi de finală se vor juca ceva mai târziu, tot aici la Constanța. Nu sunt transmise pe canalele Prima Sport. Se vede al treilea sfert de finală va fi între gazdele de la CSM Constanța și Rapid București, iar ulterior CSM Oradea va juca împotriva lui FC Argeș-Pitești. Se vor vedea semifinalele și finala competiției. Semifinalele au loc luni, sunt transmise ambele pe Prima Sport 4, în timp ce ultimul act al Cupei României se joacă miercuri și este transmis în direct pe Prima Sport 1. Eu sunt Cosmin Petrescu, vă spun bun găsit tuturor, vă voi acompania astăzi pe parcursul celor două partide pe care le avem aici de la Constanța. Echipă și club în același timp care au câștigat licitația, una cu destul de multe discuții, după ce Federația Română de Basket a mărit de la 2000 de euro la 20.000 de euro prețul pentru formația care dorea să organizeze acest Final 8. Acela era prețul de pornire a licitației. Inițial s-a discutat despre faptul că echipele s-ar fi înțeles ca niciuna să nu liciteze din cauza acestei măriri de pe o zi pe alta de 10 ori, însă cei de la CSM Constanța și-au dorit organizarea Final 8-ului. Sunt sigur că va fi foarte bine organizat, pentru că e un loc în care s-au făcut multe turnee importante, nu neapărat de basket 5-5, dar de basket 3-3. Au experiența necesară cei de la CSM Constanța pentru așa ceva. Au organizat în ultimii ani etape de calificare la campionatul european de basket 3-3. Au organizat de asemenea și turneele finale ale Nations League și Women's Series în toamna precedentă, tot la Constanța, și urmează să organizeze în toamna următoare și un turneu din cel mai important circuit mondial al basketului 3-3. E vorba despre FIBA 3x3 World Tour. Astfel că mă aștept ca și acest Final 8 să aibă detaliile foarte bine puse la punct. Începem așadar cu un Cluj versus Timișoara. Reamintesc și faptul că în Cupa României există un regulament specific diferit față de cel din Liga Națională de Basket. Echipele trebuie să aibă în permanență pe teren doi jucători români, iar unul dintre ei obligatoriu cu vârsta de maximum 23 de ani. Formațiile care vor ști să se adapteze acestei reguli mai bine se vor duce cât mai departe în această competiție câștigată în ultimele două sezoane de către CSU Voluntari. Primele puncte marcate pentru Timișoara de către Igor Cheșar, cel mai bun marcator al Timișoarei în actualul sezon. Igor Cheșar, o medie de 14,5 puncte pe întâlnire. În partea cealaltă, Karel Guzman a vrut să pună semnul exclamării încă din startul partidei, a ratat dancul, iar Nicola Gaici oprește driblingul aici, căutându-l pe McClellan. Reprimește Gaici în duel cu Jones, își pierde echilibrul și pierde și mingea. UBD Cluj pe parchet cu Guzman, Lăpuște, Stipanović, Jones și Richard.
De partea cealaltă, Timișoara a început cu McClellan, Gaici, Schipor, Cheșar și Lazar. Atacul condus de către David Lăpuște. El este jucătorul de sub 23 de ani al celor de la UBT Cluj, care începe această partidă. O pasă sub panou încercată de Jones pentru Stipanovici. Nu s-au înțeles cei doi. Intercepție pentru Timișoara și un fault al lui Karel Guzman, care oprește contraatacul lui Nicola Gaici. Minge primită de McClell. Cheșar. Pentru Gaici, din nou McClellan. Încearcă o capcană la centrul terenului clujenii, aproape să lase fără posesie pe un McClellan, care în cele din urmă împinge mingea, prinsă acum de Richard. A încercat să o arunce spre Stipanovici. Timișoara putea surprinde apărarea clujeană neașezată. Mingea sub panou și Loții Lazar înscrie primele sale două puncte, după ce folosește foarte bine mâna stângă de lângă Andrea Stipanovici. Lăpuște în duel cu Robert Schipor. El este puștul Timișoarei în startul acestei partide. Faul comis de către Lazar asupra lui Stipanovici. Prima greșeală personală a lui Lazar în această întâlnire. Spuneam, asta este una dintre diferențele dintre Cupa României și Liga Națională de Basket. Obligativitatea de a avea doi jucători români în permanență pe parchet și unul mereu cu vârsta de sub 23 de ani. În Liga Națională ești obligat să ai doi români pe parchet doar în primele două sferturi, iar în sferturile 3 și 4, unul singur, vârsta necontând. Richard acum pentru Stipanovici, foarte bună conexiunea dintre cei doi. Patrick Richard este cel de-al doilea român pentru UBT Cluj. Are cetățenie română, de aceea Clujul are un ușor avantaj față de celelalte formații. Cheșar pe pătrundere, coș cu fault extraordinar, a reușit să reziste acestui contact. Posibilitate de a ajunge la 5 puncte pentru Igor Cheșar, care, aminteam, este cel mai bun marcator al Timișoarei, odată cu scăderea mediei de puncte a lui Ilia Djokovic, marele absent al Timișoarei pentru această întâlnire. Vorbea Dragan Petricevic pentru site-ul basket.ro înainte de această partidă de absența lui Ilia Djokovic și spunea că a jucat forțat cu acel deget care i-a fost dislocat și 3 ore a stat la spitalul de urgențe pentru ca medicii să îl poată fixa la loc. Richard Supanou înscrie din pasa lui Stipanovici. În cele din urmă, Djokovic a fost folosit în aceste condiții, dar, după cum spunea Dragan Petricevic, este o accidentare care nu poate fi refăcută prin antrenamente, prin sală de forță sau prin orice de acest gen, ci doar prin repaus. Și declara înainte de meci că nu este niciun secret că Djokovic nu va juca în acest Final 8, în care McClellan încearcă să se apropie de coș și a făcut-o foarte bine, dar a ratat aruncarea. Contraatac pentru UBT Cluj, pasă printre doi oameni al lui Richard și slam dunk reușit de Jalen Jones. Lază. Schipor. McClellan pentru Cheșar. Cheșar se duce pe coș, a schimbat din stânga în dreapta mâna de aruncare, dar n-a avut precizie, iar Nicola Gaici, cel care îl faultează pe Jalen Jones. Un fault pe care l-a dorit până la urmă, pentru că voia să oprească o acțiune de atac a Clujului, care se putea desfășura în superioritate numerică. Lăpuște acum pentru Stipanovici. În germânata lui Patrick Richard. Richard din spatele arcului de cerc, la recuperare este Lazar. Și mingea lăsată în brațele americanului Eric McClellan. Lazar. Gaici pentru Schipor. Foarte bună pasa spre Mario Lazar, spre Loții Lazar, pardon. Aruncare dezechilibrată pe care tot el o recuperează și o trimite spre McClellan. Trage până la urmă de 3, a ezitat în prima instanță și asta cred că l-a costat pe Eric McClellan. Îi cere contestație aici lui Dragan Petricevic. Igor Cheșar nu o să o folosească într-un astfel de moment, pentru că ai una singură la dispoziție și
preferi să o ai într-un moment mult mai important, prin sfertul al patrulea sau la ceva care chiar contează, nu doar pentru o simplă posesie pe care poate arbitrii au văzut-o greșit, nici asta n-ai de unde să știi, o poți pierde. Faultul lui McClellan aici asupra lui Karel Guzman. La repunere este Patrick Richard, primește Jalen Jones, jucător venit pe parcursul acestui sezon, adus din campionatul Israelului de la Hapoel Haifa. El este cel care ratează aruncarea de 3 puncte. Timișorenii reușesc să obțină această posesie după o recuperare defensivă a lui Adem Mekic, cel care a intrat pe parchet la precedenta întrerupere. Stipanović. Richard. Loc ieșire cu Stipanović. Patrick Richard descongestionează traficul și înscrie cu panoul. Frumoasă această acțiune a capitanului de la UBT Cluj, care ajunge la 4 puncte, 2 din 3 din acțiune. Are deja și 2 pase decisive livrate. Un fault aici a lui Lăpuște asupra lui Skipor. Prima greșeală personală pentru David Lăpuște. Am repus Gaici, primește Lazar. Mekic, driblingul oprit, mergea mai departe la Nicola Gaici. Din nou Lazar cu boltă pentru Keșar, care este întâmpinat de Stipanović, aruncare dezechilibrată. Lazar recuperează din nou ofensiv, până acum multe atacuri reciclate de către loții Lazar și fault asupra lui Keșar, care cred că era pe aruncare. Ar trebui să fie 2 aruncări libere, dar nu, se pare că m-am înșelat. Repunere doar de sub panou. Primește Lazar și pune mingea în coș de această dată. Foarte bun jocul de până în momentul de față al lui Loții Lazar. 4 puncte împreună cu 3 recuperări, 2 dintre ele venite în ofensivă. Stipanović caută să-l depășească pe Lazar, care obține și intercepția după ce îl jefuiește pe Stipe pe această pătrundere. Mekic. Skipor a primit de la Keșar, care are din nou posesia sub control în duel cu Jalen Jones. Igor Keșar, sub panou, duce mingea jos, o regăsește, aruncă și marchează. Dificultate mare pe această aruncare, făcută tot de el, pentru că i-a scăpat întâi acea minge. Dar important pentru Keșar, faptul că a marcat cele 2 puncte. 4 minute rămase până la finalul primului sfert. Guzman, sub panou, pentru Lăpuște, care obține faultul. Nu știu nici aici dacă îi se vor da 2 aruncări libere. Skipor cred că a faultat pe Fenta lui David Lăpuște. Dar nu mai contează acest lucru. Mă uit peste greșelile de echipă a celor de la SCM Timișoara și oricum sunt în penalizare. Așadar, 2 aruncări libere pentru David Lăpuște. 3,8 puncte în medie pe meci în Liga Națională de Basket. A jucat în 14 partide. Folosit câteva minute și în duelul cu Brescia de miercuri. 18 ani are David Lăpuște, este fiul fostului internațional român, Flavius Lăpuște, care în momentul de față e antrenor la una dintre secțiile de juniori a lui UBT Cluj. Ambele libere transformate de către Lăpuște. Avea un procentaj de 54% până acum în actualul sezon. E drept că nici n-a tras foarte multe ca să fie neapărat relevant. Gaici. Lazar. Minge trimisă pentru Mekic. Se duce pe coș. Folosește mâna stângă, dar o pune alături. Guzman n-a putut recupera. A făcut-o însă David Lăpuște. Richard pentru Stipanović. Ceva probleme să îmblânzească acea minge pentru Stipe. Până la urmă a pus biciu pe ea. O reprimește acum de la Guzman și este faultat de Mekic. Vor fi 2 aruncări libere pentru Andrija Stipanović.
după această greșeală personală comisă de către Adem Mekić, un jucător nord-macedonean care a venit pe parcursul sezonului în trupa pregătită de Dragan Petricevic. 9,4 puncte cu 2,4 recuperări și 2,4 pase decisive pe meci pentru Mekić în cele 5 partide jucate în Liga Națională de Basket. Prima liberă ratată de Stipanović e un aspect al jocului pe care nu îl stăpânește tocmai bine. 59% procentajul în actualul sezon, când marchează una din două, lujenii sunt mulțumiți. Mekić. Aici, doi oameni pe el, scoate foarte bine pentru aruncarea lui Skipper de 3, se duce scurt, recuperează cu ajutorul lui Stipanović Patrick Richard. Reușește să țină mingea sub control, e liber la 3, caută însă altă soluție, îl vede pe Lăpuște, care a plecat fără să mai ia mingea. Și o intercepție la care nu se aștepta Nicola Gaic, spune mulțumesc frumos, lasă pentru aruncarea de 3 a lui Mekić, recuperează Guzman, mingea la Stipanović. Patrick Richard. A angajat Stefan Bircevici, intra pentru prima oară pe parchet, a avut mâna moale aici și mingea a căpătat rostogolirea dorită de către Stefan Bircevici, care își trece în cont primele două puncte. Gaic. Luat aproape de același Bircevici, Loții Lazar, din nou aproape de coș, Cheșar de la semidistanță, iese din coș, aruncarea recuperată de către Andrija Stipanović. Tot Stipe acum, un lob pentru Bircevici, excelent angajat, între doi adversari însă mai scuns, târziu a venit și Lazar și Bircevici reușește să marcheze pe această înțelegere pe care am văzut-o de foarte multe ori în schemele celor de la UBT Cluj. Oamenii mari se simt foarte bine și vin de multe ori pase între Stipanović și Bircevici, mai ales cei care se cunosc încă din sezonul anterior. Richard. Schimbare de direcție în fața lui Mekić, doi oameni pe el, nu contează. Cu toată opoziția lui Loții Lazar, Patrick Richard marchează și este primul timeout al confruntării, cerut la scorul de 15-11 pentru UBT Cluj de către Dragan Petricevic. 1 minut și 35 de secunde rămase până la finalul acestei confruntări. De precizat și faptul că cele două echipe au ajuns în acest Final 8 după noul sistem aplicat în Cupa României. A fost un sistem care a împărțit grupările din Liga Națională de Basket în 6 grupe de câte 3. UBT Cluj a fost într-o grupă cu Steaua și Dinamo și a reușit să se califice și la jocul rezultatelor, pentru că UBT Cluj a pierdut cu Dinamo 67-69, după care a trecut de Steaua 85-73, dar avea nevoie ca în ultimul meci Steaua să învingă Dinamo pentru a se califica și să nu o facă în același timp la o diferență foarte mare, pentru că atunci Steaua la coșaveraj ar fi câștigat acea grupă. Ei bine, lucrurile astea s-au întâmplat și norocul a fost, sau și norocul a fost de partea celor de la UBT Cluj. 80-73 s-a terminat acel meci între Steaua și Dinamo, în condițiile în care Dinamo era organizatoarea de grupă și toată lumea s-a aștepta să câștige, având și un lot din punct de vedere valoric pe hârtie superior Stelei, dar UBT Cluj a prins așadar acest Final 8 de Cupa României. De partea cealaltă, Timișoara n-a avut mari emoții. A câștigat cu 80-72 cu CSM Târgu Jiu și cu 90-77 cu CSU Sibiu, câștigând grupa din care a făcut parte și calificându-se în acest Final 8, din care au ajuns să joace aici la Constanța cele 6 câștigătoare de grupă și cele mai bune două locuri 2 din aceste grupe, lucru care, în fine, a contat foarte mult și de tragerea la sorți, în timp ce Lazar marchează pe semicârligul de dreapta de lângă Mendel, pentru că la tragerea la sorți una este când pici, așa cum a fost cazul clujenilor, cu echipe precum Steaua și Dinamo, unde e clar că diferențele nu vor fi foarte mari, și alta este când ai parte de adversari mai slabe, care îi poți bate la scor mare și atunci termin pe 2, dar cu un coșaveraj foarte bun. McClellan marchează încă 2 puncte, 4 consecutive pentru Timișoara, după timeout-ul solicitat de către Dragan Petricevici, și diferența scade la o posesie cu 40 de secunde până la finalul primului sfert. Shepard.
Pentru Emi Cățe, intrat pe parchet. Cățe a primit acolo un semicapac, rezistase inițial, dar n-a mai putut să ajusteze o minge care s-a dus scurt din apropiere. Lazar cu boltă pentru Gaici. Este în continuare posesie pentru SCM Timișoara. 18 secunde rămase din acest atac. McClellan a primit Mirkovic, aruncare de treia lui Gaici, se duce scurt, mingea prinsă de Mendel. UB de Cluj mai are șansa unui atac pe care îl poate ține până la finalul sfertului. Casey Shepard, 3 secunde rămase. Shepard, schimbare de ritm, se duce pe coș și aruncă pe sirenă fără precizie. Și primul sfert se încheie cu scorul de 17-15 în favoarea lui UB de Cluj. Diferența așadar de doar 2 puncte între cele două formații. Cel mai bun marcator până acum este Igor Cheșar, 7 puncte înscrise de către Cheșar, fiind secundat de Loții Lazar, care are 6, de partea cealaltă 6 puncte pentru Patrick Richard, pentru UB de Cluj. Și un prim sfert finalizat din acest Final 8 de Cupa României. Vă spuneam, al doilea sfert de finală este de asemenea în direct pe Prima Sport 5, de la ora 14:30 de minute. Avem întâlnirea dintre câștigătoarea ultimelor două ediții a Cupei României, CSO Voluntari și SCM Craiova. Pentru ca ulterior semifinalele și finala să fie transmise în direct. Semifinalele se văd luni, de la ora 17:15 minute prima, respectiv de la ora 20, cea de-a doua, pe Prima Sport 4, iar finala este programată miercuri de la ora 19 pe Prima Sport 1. Noi ne pregătim pentru reluarea acestui joc. Timișoara până acum se ține bine, condițiile în care, repet, nu poate să joace Ilia Djokovic și mai e o problemă pentru Dragan Petricevic. Este accidentat de asemenea și Toni Năsturescu, cel care putea evolua de asemenea pe poziția de conducător de joc, ceea ce face ca Timișoara să nu aibă un point guard clasic, nu are o poziție 1 clasică. Mingea adusă de foarte multe ori în ofensivă, așa cum ați văzut, fie de Gaici, fie de McClellan, care sunt mai degrabă jucători de pozițiile 2-3, dar trebuie să suplinească acum absențele, repet, ale lui Ilia Djokovic, în primul rând, și a lui Toni Năsturescu. Emi Cățe primește sub panou, dar o pune alături după o pasă excelentă a lui Ștefan Bircevici. Edi Petrescu intrat pe parchet pentru startul sfertului cu numărul 2, este cel care a recuperat. McClellan, Mirkovic, pasă neinspirată, interceptată de către Casey Shepard, e lăsat să înscrie de McClellan, care n-a vrut să facă foul. Este în schimb aici o greșeală personală a lui Ștefan Bircevici. Primul foul al lui Bircevici în actuala confruntare. Un jucător cu 10 puncte pe întâlnire în actualul sezon în Liga Națională de Basket. McClellan scoate în ultimul moment, trage de 3 Mokrițchi, o face scurt, prinde Bircevici. Casey Shepard a intrat pentru UB de Cluj. Acoș Sencuti, cel care pasează aici pentru Emi Cățe. Sencuti cu 9 meciuri jucate în Liga Națională de Basket în actualul sezon, e drept cu minute puține, cam 10 minute pe întâlnire în partidele în care a evoluat. Jucător de 17 ani, folosit de la echipa de junior a lui UB de Cluj, la fel ca și David Lăpuște. Fault între timp asupra lui Emi Cățe, 2 aruncări libere pentru jucătorul adus de la Mursia, 4 ani petrecuți acolo în Liga ASB pentru Emi Cățe. El a făcut junioratul la Real Madrid.
A trecut apoi pe la Betis Sevilla, pe vremea când era încă foarte tânăr, și a jucat de asemenea și în Liga a doua din Spania pentru Prat. A fost coleg în 2015 în Euroliga pentru tineret cu Luka Doncic. ...130 de meciuri jucate de către Emi Cățe în Liga ASB, cel mai puternic campionat de basket din Europa, cel puțin ca număr de cluburi valoroase. Poate că sunt alte echipe care bat formațiile din Spania, nu foarte ușor, dar având în vedere că Anadolu Efes este câștigătoarea ultimelor două ediții de Euroligă, se poate preciza și acest aspect, dar ca număr de formații care se duelează de la egal la egal, campionatul Spaniei, în opinia mea, este numărul 1. De altfel, Spania are în actualul sezon în cupele europene 4 reprezentante în Euroligă, 2 în Eurocup, una dintre ele Juventud Badalona, învinsă senzațional de către UBT Cluj în meciul din BT Arena. Și de asemenea, alte 5 formații care joacă în Liga Campionilor. Și ceea ce trebuie menționat, toate grupările stau foarte bine. Toate cele 5 echipe spaniole s-au calificat mai departe în faza a doua, în top 16 ale Ligii Campionilor. Echipele din Euroligă au mari șanse la play-off cu toate, Real Madrid, Barcelona, Baskonia și Valencia. Iar formațiile din Eurocup, Juventud Badalona este printre primele în grupa lui UBT Cluj, Gran Canaria este chiar prima în cealaltă grupă. Eric McClellan acum, după ce clujenii s-au distanțat la 8 puncte, caută primul coș al Timișoarei în sfertul al doilea. S-ar putea să-l obțină de la linia de libere, după prima greșeală personală a lui Akos Senkuti. Eric McClellan, un procentaj de 74% în actualul sezon la linia de foul, 10,6 puncte în medie pe întâlnire. El este cel de-al patrulea marcator al Timișoarei. Singurul jucător american pe care îl are această formație. Spuneam, antrenată de Dragan Petricevici, selecționerul naționalei României, care va juca la finalul acestei luni ultimele două partide din precalificările pentru Eurobasket 2025 cu Bulgaria și cu Cipru la Pitești, în noua sală. Mendel trage aici de 3 și o face cu precizie, triplă pentru UBT Cluj. Ambele meciuri ale României, cele cu Bulgaria și Cipru de care aminteam, vor fi transmise în direct pe canalele Prima Sport. Mirkovic este faultat aici. Nu el, ci Mekic, se pare, în încercarea de a ieși prin blocajul așezat de Lazar. A fost în fault împotriva clujenilor. Distanțați la 10 puncte după coșul de 3 scufundat de Leo Mendel puțin mai devreme. Lazar, Mekic, McClellan. Eric McClellan o pasă care se duce departe de Mirkovic. E greșeala lui pe care și-o recunoaște. Shepard. Este Cățe. Primește Mendel, care a tăiat perfect prin apărarea adversă și sunt două puncte, dar totuși cu un preț. A fost lovit într-o zonă sensibilă aici pe apariție Leo Mendel. Se pare însă că bijuteriile sunt în regulă și jocul poate să continue cu Mirkovic, care caută să-i mâneze mingea lui Mekic. Mendel i-o fură, pasa lui Shepard perfectă și slam dunk-ul vine pentru Emi Cățe după această lansare a lui Casey Shepard, care a pus GPS-ul pe contraatac și mingea s-a dus exact la locul indicat. 14 puncte de avans pentru UBT Cluj. Time-out solicitat de către Dragan Petricevici. Încearcă să își facă partida ușoară clujenii, care, vă spuneam, vin după o înfrângere foarte greu de digerat în Eurocup. O înfrângere în Pala Leonesa din Brescia, care cam scoate din curs, din păcate,
cu Bete Cluj pentru calificarea în play-off-ul Eurocup. Nu e totul terminat, dar problema în momentul de față este că UBT Cluj nu mai depinde doar de ea, are nevoie și de jocul rezultatelor pentru a reuși să mai prindă măcar poziția a 8-a și a juca un meci eliminatoriu ulterior în Eurocup, acolo unde după 14 etape studenții au 4 meciuri câștigate și 10 pierdute, fiind în acest moment la 2 meciuri și jumătate în spatele celor de la Bursaspor, care și au avut partida din această săptămână amânată după dezastrul petrecut în Turcia și Siria. De altfel, înainte de toate partidele din acest Final 8, se ține câte un moment de reculegere în memoria victimelor din cutremurul care a nenorocit acea parte a Turciei și a Siriei. Clujenii joacă următoarea partidă din Eurocup abia în luna martie, atunci când vor avea ca adversar chiar Bursaspor. Va fi un meci pe teren propriu, ăla chiar 100% decisiv. Acolo e ultima șansă de a se mai apropia de Bursaspor și de a rămâne în continuare în cărțile pentru calificarea în play-off-ul acestei competiții. Mendel pe contraatac, Micățel transformă pe Lazar în poster pentru semifinale, în cazul în care Clujul se califică acolo. Ce slam dunk al lui Micățel, care după ce a avut câteva ezitări în momentul intrării pe parchet și a ratat unele aruncări din apropiere, s-a hotărât să nu mai rateze întâlnirile cu Inelul și s-a dus de două ori agresiv pe slam dunk. Gaici ratează aruncarea de trei. Recuperarea este a lui Leo Mendel. Bircevic, Sencuti se oprește, aruncă, marchează. Perfect făcută această acțiune de către Acoș Sencuti, care s-a separat de Robert Skipor cu frâna de mână trasă și ulterior a înscris din apropiere. Neatent, Lazar este lăsat fără minge de către Casey Shepard. Leo Mendel pe contraatac cu podeaua, Cățe, e faultat de Lazar. A doua greșeală personală pentru Loții Lazar și două aruncări libere care va beneficia Emi Cățe. 75% procentajul său la linia de fault în actualul sezon. Cățe este unul dintre jucătorii selecționați de către Dragan Petricevici pentru meciurile cu Bulgaria și Cipru. Vă spuneam, aceste partide se vor juca la finalul acestei luni, în datele de 23, respectiv 26 februarie. Vor fi meciurile care vor inaugura cu o competiție oficială noua arenă din Pitești, Sala Sporturilor din Pitești, fiind așadar Casa Vulturilor pentru aceste două întâlniri, care, o mai spun o dată, vor fi ambele transmise în direct pe canalele Prima Sport. Pentru mai multe detalii, nu uitați să urmăriți conturile noastre de Instagram și de Facebook, ne găsiți la Prima Sport, respectiv site-ul www.primasport.ro. McClellan pasă pentru Lazar, care reușește să scape de Mendel și înscrie ulterior de lângă Sencuti. Nu prea avea ce să-i facă Acoș Sencuti. Este totuși diferență mare de talie între cei doi. O nouă intercepție, McClellan acum scapă de Shepard și oferă pe mâna dreaptă două puncte pentru Timișoara. 4 consecutive pentru Lei din Banat. Și time-out solicitat de către Mihai Silvășan. Până au mai rămas 4 minute și 38 de secunde până la pauza acestei confruntări, pe care UBT Cluj caută să-și o facă ușoară. Echipa care câștigă acest duel dintre UBT Cluj și SCM Timișoara joacă împotriva câștigătoarei dintre CSU Voluntari și SCM Craiova. Poate fi o reeditare a unei semifinale din sezonul precedent al Cupei României, atunci când Final Four-ul, că au fost doar 4 echipe calificate la turneul final, s-a jucat pe sistem Final Four, atunci când Final Four-ul s-a desfășurat la Craiova. Cluj și Voluntari au jucat într-una dintre cele două semifinale și a ieșit o partidă superbă
câștigată la un punct, pe un final dramatic de către CSU Voluntari. Spuneam CSU Voluntari, formația care a reușit să se impună în ultimele două ediții din Cupa României. Jocul reluat între timp. Casey Shepherd este întâmpinat de McClellan. Akos Senkuti. Cățe luat aproape de laser. Mingea lăsată pentru Mendel. În continuare apărare în zonă pentru SCM Timișoara, care duce la o intercepție aici. Neatent Mendel. Skipper McClellan a încercat o pasă fără să se uite către Gaici, însă mingea s-a dus în afara terenului. Îl vedem în spatele panoului la care atacă Timișoara și pe Mircea Cristescu, vicepreședintele executiv al celor de la UBT Cluj. Îl avem în imagine și pe Cătălin Burlacu, managerul Federației Române de Basket. Mircea Cristescu, vicepreședinte executiv al lui UBT Cluj și una dintre legendele basketului clujean. Plecat de la Steaua și devenit ulterior o piesă foarte importantă și extrem de iubită în anii 90 la Universitatea Cluj. Ratează aruncarea din spatele arcului de cer Karel Guzman. Mingea acum condusă de către Eric McClellan, rămâne liber la 3, apasă pe trăgaci, glonțul este orb, recuperarea este a lui Patrick Richard. Guzman, pe pătrundere, obține faultul, după ce n-a stat acolo la contact Igor Keșar, s-a întors cu umărul spre Karel Guzman. Bine, nici nu e jucătorul pe care chiar ți-l dorești să intre așa în tine. Referitor la Cupa României, UBT Cluj a câștigat această competiție ultima oară în 2020. A fost atunci un Final Four pe care l-a organizat în Sala Sporturilor Horia Demian. A fost pentru a patra oară în istoria formației când a câștigat această competiție, după ce o luase de trei ori consecutiv între 2016 și 2018. Au fost patru cupe ale României în 5 ani pentru UBT Cluj, singura formație care a reușit să oprească acea serie, fiind CSU Sibiu în 2019. Karel Guzman, singur pe contraatac, o mână pe cap, cealaltă pe fier. Spectacol adus de către Havana Boy cu un slam dunk, ce mărește și mai mult o diferență aflată acum la 19 lungimi. Gaici trage de 3, perfectă aruncarea lui. Triplă pentru Nicola Gaici, care încearcă să păstreze SCM Timișoara cât de cât aproape, cât de cât în meci. Cuti, bloc ieșire cu Stipanovici. Stipe găsit sub panou, finalizare simplă. Blocajul lui Lază. McClellan acum, aruncare ce iese din coș, tot el împinge mingea până la Skipper. Atac nou pentru SCM Timișoara. A fost Lazar care a așezat bine blocajul, iar ulterior este faultat sub panou de Edu Rojnavski. Rojnavski a aruncat pe parchet acum în ultima parte a sfertului 2 ca jucător sub 23 de ani pentru UBT Cluj. Venit în vară de la Reason Ludwigsburg. Este fiul lui Bruno Rojnavski și el o legendă a basketului clujean. A fost campion cu BT Cluj în 2013. Nu în 2013, la sub 13 ani am vrut să spun. Campion cu UBT Cluj. Și ulterior a plecat în Germania, unde a trecut pe la mai multe formații, precum Brose Bamberg, Weisenfeld sau Trier. Fiind ulterior în lotul celor de la Reason Ludwigsburg, jucând mai mult pentru echipa a doua, bineînțeles. Și achiziționat în vară de către UBT Cluj. Andor Cuti, Patrick Richard, Edu Rojnavski trage de 3, o face fără să atingă inelul. Recuperarea este a lui Igor Keșar. Și minge acum condusă de către Mechici.
Oprește driblingul, îl găsește pe Gaic, încă 2 minute și 5 secunde până la finalul sfertului 2. Pasa lui Lazar pentru Mekic. Gaic, din fața lui Stipanović. Mingea iese din coș, recuperează Richard. Contraatac pentru alb-negri. Richard își pierde acolo echilibrul. Mekic vine cu intercepția. E singur contra doi adversari, se oprește la 3, o vrea de acolo, aruncă un airball recuperat de Gaic, care înscrie de sub panou. Poate să spună Mekic că așa a vrut el să paseze în momentul ăsta. 5 puncte pentru Nicola Gaic, a fost prima recuperare pentru jucătorul timișorean. Vine și intercepția acum pentru același Gaic. Se duce direct pe coș și înscrie cu panoul. 4 puncte consecutive marcate de către Gaic și timeout solicitat de Mihai Silvășan. După ce UBT Cluj își vede un avantaj care părea chiar liniștitor la un moment dat, un avantaj de 20 de puncte într-un moment, tăiat acum la doar 12. Basketul știm însă foarte bine, un sport al parțialelor. Revedem cea mai spectaculoasă acțiune a întâlnirii de până acum, Karel Guzman cu slam dunk-ul său. Și în partea cealaltă, aruncarea de 3 a lui Nicola Gaic, care spuneam are o singură recuperare. E un lucru oarecum surprinzător, pentru că Gaic e cel mai bun recuperator de la Timișoara. 7 în medie pe întâlnire în actualul sezon pentru Nicola Gaic, care are o poziționare extraordinară, un simț pe care nu-l înveți. Asta nu ți-l antrenează nimeni în lumea asta, te naști cu el. Gaic știe să se poziționeze acolo unde trebuie pentru a face aceste recuperări, pentru că altfel nu e nici cel mai înalt jucător, nu este nici cel mai fizic, n-are nici vreo detentă extraordinară ca să pot spune că sare foarte bine și pe asta se bazează. E bine, nu. Știe unde să se pună, simte unde cade mingea, iar acest lucru îl face pe Gaic să fie, repet, cel mai bun recuperator de la SCM Timișoara cu 7 pe întâlnire. Contribuie de asemenea și cu 13,2 puncte, având procentaj foarte bun din spatele arcului de cer, 39%. Nandor Cuti pentru Karel Guzman. Guzman acum lasă pentru Stipanović, este faultat și vor fi 2 libere pentru Stipe. 5 puncte marcate astăzi de către Stipanović de la linia de fault, una din 2. Igor Keșar a comis a doua greșeală personală. Stipanović ratează din nou prima aruncare. A doua intră. La fel ca și la prima excursie la libere, perechea a fost împărțită. Faul comis aici de Rojnovski, într-un moment în care UBT Cluj se află în penalizare, îl trimite direct pe Mekic la linia de libere. Spuneam Mekic, un jucător nord-macedonean venit pe parcursul sezonului la SCM Timișoara. Evoluase înainte la MZT Skopje. Juca acolo din 2020. De 5 ori câștigător al Ligii Macedoniei cu această formație. A mai fost la Skopje între 2014 și 2017. Este un jucător în vârstă de 27 de ani. Are de asemenea în palmares și 3 cupe ale Macedoniei, câștigate de asemenea tot cu MZT Skopje. Pentru el este prima aventură în afara Macedoniei de Nord. A jucat doar pentru cluburi din această țară până când a fost adus la Timișoara. Stipanović pentru Cuti, încearcă să spargă zona cu această pătrundere, lasă la Edu Rojnovski, aruncarea de 3 recuperată ofensiv de Stipanović, activează centrifuga și obține faultul. Rapidă această pirueta a lui Andrija Stipanović. Faultul cred că este la Mario Lazar. A treia greșeală personală pentru Lazar.
Încă o dată Stipanović ratează prima liberă, zâmbește și el, parcă, atunci când vede mingile ieșind din coș. Acum nu mai e deloc profitabilă această poziționare la linia de foul, pentru că nu obține nici măcar un punct. Out pentru Timișoara, Cuti este ultimul care a atins mingea. Revin Petrescu și Mirković pe parchet pentru SCM Timișoara. Petrescu, Gaici, minge lăsată pentru Mekić, doi oameni încearcă să-l prindă în capcane, erau Stipanović și Guzman, trage de trei și o face cu precizie Nicola Gaici. Încă o tripla lui Gaici, care și-a intrat în ritm pe acest final de sfert 2. Diferența scăzută la una formată dintr-o singură cifră, cronometrul de atac oprit acum, doar cel de joc mai funcționează. Clujenii pot ține mingea pentru aruncarea finală a sfertului. Richard intră însă în aglomerație și este închis foarte bine de Petrescu și Mirković. 3 secunde rămase până la finalul sfertului cu numărul 2. Repune Nandor Cuti. Îl caută pe Stipanović, pasează greșit. Mekić are timp, aruncă de la distanță și a fost aproape să marcheze cu panoul. O primă jumătate în care UBT Cluj a condus la un moment dat la 20 de puncte, se încheie cu un egal de 9 între cele două formații. 42-33 este scorul după o primă repriză în care Nicola Gaici și Loții Lazar au câte 10 puncte pentru Timișoara, fiind cei mai buni marcatori ai meciului. Pentru UBT Cluj, principalul realizator este Emi Cățe cu 8 puncte. 42-33 pentru U-Banca Transilvania Cluj în primul sfert de finală din Final 8-ul Cupei României contra celor de la SCM Oma Mozarbet Timișoara. O partidă în care timișorenii dau cei mai buni marcatori ai confruntării, e vorba de Nicola Gaici și Loții Lazar, cu câte 10 puncte fiecare, dar avantajul este de partea unei formații care a avut mai multă constanță, mai mulți jucători care au contribuit, chiar dacă niciunul dintre basketbaliștii studenților nu a ajuns până acum la 10 puncte marcate. Emi Cățe este cel mai bun realizator cu 8 puncte până în acest moment. Alte 6 au fost realizate de către Stefan Bircevic și Patrick Richard, precum și de Andrija Stipanović. 20 de puncte a fost diferența maximă pe parcursul primelor două sferturi în favoarea lui UBT Cluj. Timișorenii au condus în startul confruntării. Au avut la un moment dat 5 puncte în față. Însă ulterior Clujul a apăsat pedala de accelerație și s-a dus, așa cum spuneam, la 20 de puncte la un moment dat. Ecart tăiat acum până la 9 de către SCM Timișoara. Formație care însă, repet, nu are la dispoziție pe Ilia Djokovic și Toni Năsturescu și care n-a fost ajutat aproape deloc de bancă. Un singur punct marcat de oamenii care au venit de pe bancă, un punct de la Mekić. În timp ce la UBT Cluj banca a contribuit cu 23 de puncte în prima jumătate. Practic, banca clujenilor a avut mai multe puncte decât titularii până în momentul de față. Gaici, în schimb, și-a intrat în ritm, după cum spuneam, pe finalul sfertului 2 și continuă să-și facă treaba foarte bine acum. Obține două aruncări libere la prima fază a sfertului cu numărul 3. 10 puncte cu 4 din 7 din acțiune astăzi pentru Nicola Gaici. Sunt primele libere de care beneficiază, procentaj de 78% în actualul sezon. Recuperează Bircevic. Shepard, Cățe, Mendel. Printre doi adversari, aruncare dificilă, dar pe care Mendel o rostogolește în coș. Primele puncte ale sfertului 3 și pentru UBT Cluj. Gaici din nou. McClellan. Locajul lui Cheșar. Eric McClellan. Din săritură pentru Cheșar, care a avut nevoie de doi timp pentru a prelua această minge. Lăsat acum pentru Schipor. Pasează și el în colț, însă îi citește intenția Leo Mendel. Contraatacul clujenilor
ricoșează mingea la Casey Shepard, minge în 0 grade pentru Lăpuște, aruncarea de pe un picior, urmărită de Skipper, ajunge la Cheșar. Iar acum McClellan controlează atacul timișorenilor. Pe mâna stângă, McClellan trimite în colț, Gaici o vrea de 3, o are! Nicola Gaici pune încă 3 puncte pe tabelă pentru SCM Timișoara și diferența scade încă o dată. Gaici ajunge la 14 puncte cu 3 din 6 la aruncările de afară. 44-37 este scorul în sala sporturilor din Constanța. Shepard de la semidistanță. Recuperare pentru Eric McClellan. McClellan caută să-l atace pe Bircevic. Nu se aștepta Lazar la această pasă. A părut a fi o acțiune la care McClellan avea o ferită la dispoziție. În ultimul moment s-a răzgândit americanul și a vrut să lase pentru Loții Lazar, care însă era cu privirea pe o eventuală recuperare. În niciun caz, repet, nu se aștepta să fie vorba de pasă la această acțiune. Leo Mend. Bircevic cu boltă pentru Cățe. Mingea salvată de Skipper, dar se pare că a călcat în afara terenului. Da, rămâne posesie pentru UBT Cluj. Casey Shepard la repunere. O minge aproape interceptată de timișoreni, lucru care se întâmplă până la urmă cu ajutorul lui Gaici, care reprimește de la McClellan și încă una de 3 scufundată de Nicola Gaici, care fumegă în aceste momente. 44-40. Timișoara e la loc în această întâlnire în care, reamintesc, UBT Cluj a condus la 20 de puncte. A fost blocajul lui Bircevici, mingea în colț pentru Mendel, angajat Cățe cu spatele la coș, strânge Gaici, Leo Mendel îl depășește pe Cheșar, pătrunde Shepard și cu panoul înscrie 2 puncte pentru UBT Cluj, al doilea coș din acțiune a lui Casey Shepard, jucătorul venit la finalul lui decembrie de la Bacce Shehir. Gaici, McClellan, Cheșar, Gaici, din nou liber la 3, din nou în plasă! Omul este pe automat, Nicola Gaici, robotic de 3! 7 minute rămase până la finalul celui de-al treilea sfert. Casey Shepard așteaptă blocajul lui Bircevic, încă unul așezat de Cățe, dribblingul e în continuare viu. Cățe cu un nou paravan, Shepard pentru Sencuti. Din nou Shepard, 3 secunde mai sunt din acțiunea ofensivă, Shepard trebuie să o forțeze, recuperează Loții Lazar. Timișoara poate veni la un singur punct sau chiar egala în cazul unui coș de 3. McClellan, nu se fluieră nimic la acest contact cu Bircevic, Eric McClellan rezistă pe înălțare pentru a înscrie cele 2 puncte de sub panou. Mendel în partea cealaltă caută faultul pe care îl obține la Gaici. Vor fi 2 libere pentru Mendel după a doua greșeală personală a lui Nicola Gaici. Gaici sângerează și trebuie să fie reparat acest lucru, altfel nu va mai avea voie să rămână pe parchet. E nevoie de intervenția echipei medicale. Dacă nu, obligatoriu Gaici trebuie să fie schimbat. A așteptat să vadă acest lucru Ciprian Stoica și îl forțează astfel pe Dragan Petricevici să îl înlocuiască pe omul care era mâna fierbinte a Timișoarei. Ghirion aici pentru Gaici. Mechici a intrat în locul lui, Mendel ratează a doua liberă. Diferență de 2 puncte între cele două formații. McClellan, Cheșar, o pasă pe care n-a putut să o controleze Lazar. Din nou nu se aștepta să vină mingea spre el. E minge pierdută de către SCM Timișoara, cea de-a 14-a parcursul acestei întâlniri. UBT Cluj are 11. Mendel, blocajul lui Bircevic și un fault comis de către Mekic, care s-a dus ca buldozerul peste Bircevic.
încercând să scape prin forță de acest blocaj, însă văzut de către arbitri. A doua greșeală personală a lui Mekić. Cățe. Mendel, Shepard, Bircevic caută tripla, a fost aproape să o găsească. Fault în lupta la recuperare, tot la Mekić se dă. Două greșeli personale consecutive comise de către Adem Mekić. Revine Gajić, se pare că totul e în regulă, a fost bandajat pe acea tibie de unde a apărut sângerarea. Cred că a fost călcat pe picior la faza la care Mendel a obținut faultul. Bircevic, dintr-un loc de unde îi convine să arunce foarte mult, găsește alte două puncte. O simte excelent de acolo din 0 grade, mai ales pe această apariție din întoarcere. Stefan Bircevic, 8 puncte astăzi pentru sârb, împreună cu 3 recuperări. McClellan pe coș și levita pe cățe și înscrie spectaculos, acrobatic. 9 puncte pentru Eric McClellan. În partea cealaltă, Casey Shepard aruncă scurt. McClellan împinge mingea până la Cheșar, o reprimește acum și l-are în față pe Stefan Bircevic de la semidistanță. O pune rațe! E egalitate la 49. 20 de puncte avantaj pentru UB de Cluj. Au fost evaporate de această revenire a Timișoarei. Shepard, Mendel, Bircevic, Cățe. Cățe de lângă Cheșar obține faultul. Timișoara intră în penalizare de acum înainte, după a treia greșeală personală a lui Igor Cheșar. Vor fi două libere pentru Emi Cățe. Este înlocuit Loții Lazar la Timișoara, chemat pe bancă și Casey Shepard la UBT Cluj. Patrick Richard a intrat în locul său. În partea cealaltă, Edi Petrescu, jucătorul trimis pe parchet de Dragan Petricevic. Fault la Cheșar aici, un fault care este contestat atât de Cheșar, aflat la a patra greșeală personală, cât și de Dragan Petricevic. Vor fi două libere pentru Bircevic, pentru că vă spuneam, UBT Cluj a ajuns în bonus după faultul de mai devreme. Cheșar înlocuit și el, nu putea să fie ținut pe parchet cu patru greșeli personale. A intrat Adam Mirković, jucător care a lipsit și el în actualul sezon după ce a avut umărul dislocat. Vorbea despre acest lucru înainte de meci Dragan Petricevic, despre toate problemele pe care le-a avut SCM Timișoara, dar una peste alta sunt probleme cu care se confruntă orice echipă pe parcursul unui sezon. Trebuie să ai foarte mult noroc pentru ca niciun jucător să nu ți se accidenteze. Important este să nu fie accidentări grave care să-i țină pe unii departe de parchet pentru multă vreme. Repet, absență uriașă astăzi pentru SCM Timișoara. Ilia Djokovic, conducătorul de joc, nu poate evolua. Problemă mare la deget pentru Djokovic, care are nevoie de refacere. Aici vor fi două aruncări libere. Djokovic este de altfel omul care a trimis Timișoara în faza a doua a sezonului regulat în top 10 cu un coș marcat în ultima secundă într-o partidă de totul sau nimic pentru ambele formații contra lui CSM Galați. A fost atunci o revenire de la 4 puncte diferență cu un minut și jumătate până la final în favoarea celor de la CSM Galați. Timișoara a egalat și a câștigat pe sirenă cu un coș al lui Ilia Djokovic în ultima etapă a fazei întâi din sezonul regulat. Una din două pentru Mirković, 51-50. Richard Sencuti, din nou Richard. Bircevic. Mendel. Patrick Richard, înapoi pentru Leo Mendel, 4 secunde rămase din atac. Mendel intră în inima zonei adverse și obține încă un foul. A
Agresivitatea celor de la UBT Cluj duce la multe aruncări libere și astfel reușesc să rămână la conducere. Vor ajunge la 20 de libere trase, odată cu cele două ale lui Leo Mendel, de două ori mai multe față de câte a scos SCM Timișoara. Timișoara, o echipă care s-a bazat însă în același timp pe mult mai multe aruncări de la distanță. Le-au și intrat, sau în fine, i-au și intrat lui Gaici, că el este singurul care a înscris. Gaici are 5 din 8, 5 din 15 per total pentru Timișoara. Ceilalți jucători au ratat 7 împreună. UBT Cluj doar una din 7 astăzi la aruncările de 3. Nici n-au prea tras, nici n-au băgat-o. McClellan caută pe Mircevic, a fost deviat această minge, din nou Eric McClellan, Karel Guzman aproape de el, reușește să-i scoată mingea din dribbling, intercepția lui Patrick Richards. Sencuti lângă, primește Guzman, obține un nou fault. Se pare că l-a lovit aici pe Schipor, care se afla însă în mișcare. Și vor fi două libere pentru Karel Guzman. Cer explicații de la Ciprian Stoica, Dragan Petricevici. Guzman o transformă pe prima. Jucător care se află la al treilea sezon alături de UBT Cluj, basketbalist de național a Cupei. Mirković, minge lăsată pentru McClellan. Din nou Adam Mirković, primește Gaici, McClellan întâmpinat de Richard, caută să accelereze. Mirković de 3, nu intră nici lui. În continuare, în afară de Gaici cu 5 triple, niciun alt jucător de la Timișoara n-a marcat de la distanță. Stefan Bircevic, pasă ușor riscantă pe care Stipanović o controlează în apropierea centrului terenului. Nu e un loc în care să-i convină foarte mult să se afle, dar îl vede bine pe Sencuti, oprit însă pe această pasă de McClellan, care caută să plece pe contraatac. Schipor, Petrescu, McClellan. McClellan pentru Petrescu, fault ofensiv pentru blocaj în mișcare. Și este o nouă minge pierdută de către Timișoara. Cu 5 mai multe decât UBT Cluj, 16 la 11 este raportul mingilor pierdute. Richard, Mircevic pentru Stipanović. Stipanović acum pentru Acoș Sencuti, o trage din colț, fără precizie, recuperează McClellan. A ezitat inițial Sencuti, deși era liber. McClellan spre Mircović. Gaici apasă din nou pe trăgaci, mingea îi iese din coș, recuperarea este pentru a treia oară a lui Stipanović. Patrick Richard. Richard, schimbare de ritm, mingea trimisă excelent în diagonală pentru Guzman, care îl vede pe Stipanović sub panou, aruncare e scurtă. Prima recuperare pentru Adam Mirković, Eric McClellan, McClellan faultat de Bircevic. Clujenii mai au faulturi de dat, ăsta este motivul pentru care Stefan Bircevic a preferat să intervină așa. Treia greșeală personală pentru el. Dar nu sunt încă în penalizare, abia a treia și de echipă la UBT Cluj. Și repunere din lateral pentru SCM Timișoara. A revenit David Lăpuște pe parchet pentru campioana României. Petrescu lasă mingea pentru Gaici, mai departe McClellan. 11 puncte cu 4 recuperări și 4 pase decisive are astăzi Eric McClellan. Să fie 13, ne transmite americanul după ce înscrie de la semidistanță și coboară din nou diferența la una formată dintr-o singură posesie. Lăpuște, blocajul lui Jones, primește Richard.
Stipanović așează și el paravanul. Patrick Richard caută să-și creeze separație față de Petrescu. Pasează pentru Lăpuște, reprimește acum. Din nou Petrescu este cel care apără acea parte a zonei. Richard o încearcă de 3, perfect. 9 puncte pentru Patrick Richard într-un meci în care mai are și 6 pase decisive. Clujenii se distanțează la 6. Gaici pentru McClellan. Îi face semn lui Petrescu să îl lase să joace izolat cu Karel Guzman. Alege până la urmă partea blocajului lui Mirković. Oprește dribblingul. Petrescu pentru Gaici. 3 oameni pe el, Gaici pentru Petrescu. Aruncare în ultima secundă de atac, ce ia inelul, este recuperată însă a patra oară de Richard. Contra-atacul clujenilor, pasă pentru Lăpuște, voleibolarea nu intră. Richard salvează însă doar până la Gaici, pe care îl pune practic pe contra-atac. 3 contra 2 timișorenii și un fault ofensiv al lui Eric McClellan. A doua greșeală personală, Karel Guzman este cel care s-a poziționat aici pe traiectoria lui McClellan, care a venit cu cotul ridicat. E decizie corectă. O nouă minge pierdută de către Timișoara. Lăpuști. Stipanović. Richard. Lăpuște, Guzman și rămâne în continuare posesie pentru UBT Cluj. Din nou Stipanović pentru Patrick Richard. Încearcă să iasă dintre doi adversari. O secundă din atac, trebuie să o forțeze. Richard trimite în panou. Recuperarea este a lui Skipper. Ultimele secunde din sfertul al treilea. Eric McClellan se oprește. E blocat pe aruncare de 3 de Guzman. Mai are o șansă, trimite sub panou. Era însă să îi spargă fața lui Mirković cu această pasă prea puternică la care Mirković probabil nu se aștepta. McClellan cu două decizii neinspirate pe finalul unui sfert 3, care se încheie cu scorul de 58-52. A fost mai întâi aruncarea de 3 cu Guzman în apropiere și Guzman i-a coborât tavanul, pentru ca ulterior, în loc să o tragă din nou, așa cum se aștepta toată lumea, pentru că mingea rămăsese la el, a vrut să îl angajeze pe un Mirković care nu la asta se aștepta. 10 minute așadar ne mai despart de finalul primului meci din Final 8-ul Cupei României, care vă spuneam continuă de la ora 14:30 de minute în direct pe Prima Sport 5, cu întâlnirea dintre CSO Voluntari, câștigătoarea ultimelor două ediții a Cupei României, și SCM-ul Craiova. Este o reeditare a finalei din sezonul precedent, pentru că Final 4-ul a fost găzduit de către Craiova în 2022. Iar cele două formații s-au întâlnit în ultimul act, CSO Voluntar reușind să se impună în sala sporturilor din Craiova. Apoi alte două sferturi de finală care nu se văd pe canalele Prima Sport. Programul este foarte aglomerat într-o zi de weekend în care se joacă toate campionatele mari de fotbal din Europa Plus în Liga 1. Se vor mai disputa astăzi partidele CSM Constanța, Rapid București, respectiv FC Argeș-Pitești, CSM Oradea. Ulterior, pe parcursul zilei de luni, vor fi cele două semifinale, ambele transmise în direct pe Prima Sport 4. De la 17:15 minute, câștigătoarea dintre Cluj și Timișoara întâlnește câștigătoarea dintre Voluntari și Craiova, iar de la ora 20, cine câștigă meciul dintre Constanța și Rapid joacă împotriva câștigătoarei dintre Pitești și Oradea, pentru ca ulterior finala să se desfășoare cu începere de la ora 19 miercurea viitoare, în data de 15 februarie, de la ora 19, spuneam, pe Prima Sport 1. Se va vedea acea întâlnire. Richard aici pentru Jalen Jones. Minge lăsată la Karel Guzman. Guzman caută să joace 1-1 cu Mekić, a schimbat ritmul, a obținut faultul. Mekić comite o greșeală personală pe care nu o recunoaște. E a patra greșeală personală pentru Mekić, care
E certat și de Dragan Petricevici. Două libere pentru Guzman. 5 puncte cu 4 recuperări astăzi are Havana Boy. Guzman, în general, un jucător care își transformă aruncările de la linia de fault. 71% procentajul în actualul sezon. Pentru moment nu este foarte multă lume în sala din Constanța. De așteptat să fie plină la confruntarea dintre CSM Constanța și Rapid București, care va începe de la ora 17. Fault aici la Jalen Jones. Spuneam, Jalen Jones a venit în luna ianuarie la UBT Cluj de la Hapoel Haifa. Are 32 de meciuri jucate în carieră în NBA pentru New Orleans, Dallas și Cleveland. Mekic pe pătrundere, o pune alături, recuperează Guzman și este faultat după cea de-a cincea urmărire obținută în actuala partidă. Din nou acumulează repede greșeli de echipă timișorenii, au două și n-a trecut nici măcar un minut din acest sfert al patrulea. Richard Stipanovici. Guzman. Patrick Richard pentru Lăpuște, care din gol trimite pila 8 la buzunarul superior și diferența crește din nou. 11 puncte avantaj pentru UBT Cluj, care a reușit să calmeze furtuna ce se abătuse asupra ei pe parcursul sfertului 3 și are din nou acum un ecart considerabil. Răspunde Skip or nu? Guzman sare mai bine decât Mirkovici. Prinde această minge pentru UBT Cluj. Faultul lui Gaici, aflat la a treia greșeală personală, a vrut să-l oprească pe Richard într-o situație de superioritate numerică pentru albnegri. Stipanovici. Jones sub panou caută să-și facă loc. A cerut un fault pe care nu îl dau arbitrii. Recuperarea a fost a lui Mirkovici. Mekic, Mirkovici. În duel cu Jones, pune umărul pe el, caută să se bage pe sub-american. Aruncarea este cu grad mare de dificultate. Rândul lui Mirkovici să ceară fault. Jocul continuă. Patrick Richard, fentă de pasă, se duce pe coș și scrie cu geamul. 11 puncte pentru capitanul lui UBT Cluj într-un meci în care mai are și 7 pase decisive și este time-out cerut de Dragan Petricevici. 13 diferența acum între cele două formații. Spuneam, Dragan Petricevici și selecționer pentru Naționala României, care joacă la finalul lunii februarie ultimele meciuri din campania de precalificare la Eurobasket 2025. Șanse nu tocmai bune pentru România de a trece mai departe în următoarea fază a calificărilor, dar șanse care trebuie jucate. România are nevoie clar să bată în ambele meciuri cu Bulgaria și cu Cipru, care se joacă pe 23 și 26 februarie și, aminteam, vor fi transmise ambele în direct pe canalele Prima Sport. Jocul va fi reluat aici cu Timișoara în ofensivă. 65-52. 8 minute și 8 secunde rămase până la finalul sfertului cu numărul 4. Gaici este cel mai bun marcator al meciului. 20 de puncte astăzi, 5 coșuri de 3. McClellan de la semidistanță. Aruncare recuperată de Jalen Jones pentru a doua oară. Patrick Richard. Guzman.
Richard din nou, blocajul așezat de Stipanović, aruncare perfectă cu panoul. McClellan. Keisha, în colț pentru Gaici. Gaici trage de 3, la recuperare este David Lăpuște. Caută să-l depășească pe Skipper. Transformă totul în pozițional după această pasă în spate pentru Stipanović. Patrick Richard. Bloc ieșire cu Stipe. Richard pentru Jalen Jones. Keisha este cel care îl întâmpină. Jones joacă în izolare. Pune mingea doar în panou și este faultul lui Stipanović asupra lui Lazar. A doua greșeală personală pentru Andrea Stipanović. În rândul lui Mihai Silva șansă să protesteze la această decizie. Keșar, Skipper, McClellan. A încercat din nou Stipanović să vină la capcană. Face un nou fault. Ajunge la 3 acum. Este tactica defensivă a celor de la UBT Cluj. Am văzut-o de foarte multe ori pe parcursul sezonului. Aceasta de a aduce omul mare în partea de sus pentru a încerca o capcană în apropiere de centru. Important este și rotația celorlalți jucători ulterior, pentru că dacă permiți prima pasă, totul se dărâmă ulterior în defensivă. McClellan, o minge care s-a plimbat pe inel. Guzman și Gaici se luptă pentru posesie. Ia angajamentul 1-1. Timișoara va rămâne în ofensivă. Săgeata era în direcția lor. UBT Cluj a avut mingea în startul sfertului 4. Eric McClellan este la repunere. Și un fault departe de minge aici. Fault la Jalen Jones, care este extrem de nervos. Încerca să-l calmeze acolo Andrea Stipanović. Jalen Jones, a doua greșeală personală. Ambele echipe cu un singur faul de dat până la finalul acestui sfert, din care au mai rămas 6 minute și 21 de secunde. Gaici. Lazar pentru McClellan. Mingea primită de către Skipper sub panou, aruncă fără precizie Loții Lazar. Șaptea recuperare pentru Karel Guzman. Richard pentru Andrea Stipanović. Stipanović vede excelent pas în colț. Guzman e liber la 3. Bingo! 10 puncte pentru Karel Guzman. UBT Cluj mai adaugă încă 3 puncte la un avantaj care se duce la 18, la 2 lungimi de cea mai mare diferență de scor înregistrată pe parcursul confruntării. Skipper, Keisar pentru McClellan. Karel Guzman interceptează, atenție la astfel de faze, o lasă totuși lui Jalen Jones pentru slam dunk. A vrut pasă decisivă Karel Guzman și o infuzie de încredere pentru Jalen Jones în același timp. Putea să finalizeze el. Are procedee extrem de spectaculoase Guzman, dar aici a fost coechipierul perfect. Dacă ai alergat cu mine, ți-o las ție, domnule Jones. Și slam dunk-ul vine pentru un 72-52, moment la care Dragan Petricevic solicită timeout. Greu de mai întors rezultatul de la o astfel de diferență. Au făcut-o odată timișorenii, au venit și au egalat chiar. N-au condus, dar au egalat de la 20 de puncte în urmă. Însă acum timpul este mult mai scurt. Plus că, în continuare, banca nu ajută această formație. Doar 2 puncte marcate de către banca celor de la SCM Timișoara. Un punct pentru Mirković și un punct pentru Mekić. În timp ce la UBT Cluj banca a contribuit cu 34 de puncte.
aproape jumătate din totalul pe care l-are formația antrenată de Mihai Silvășan, venind astfel de la jucătorii intrați de pe bancă. Mekić este cel care aduce mingea în atac pentru Lei din Banat. A primit Keșar Gaic pentru Lazar. Mingea lăsată la Skipor. Mekić caută să joace 1-1 cu Lăpuște. Mekić se duce pe coș. Aruncarea este recuperată de timișoreni. Rămâne posesie pentru această formație. Keșa blocat de Guzman și Jones. Mingea la Mekić. Din nou Keșar, faultul în atac de această dată și Igor Keșar părăsește terenul. A cincea greșeală personală pentru Keșar, care încheie această partidă cu doar 7 puncte marcate și 4 recuperări, alături de 4 pase decisive. Igor Keșar, vă reamintesc, cel mai bun marcator al Timișoarei în actualul sezon. N-a fost astăzi în mare formă. Bine, mai depinde, pe lângă oboseala acumulată, pe lângă accidentările care de asemenea se adună, și de felul în care te adaptezi să joci la o astfel de oră, pentru că niciuna dintre cele două formații nu sunt obișnuite să joace de la 11 și 45 de minute, în timp ce Lăpuște ratează această aruncare de 3. E o oră atipică pentru cele două cluburi, așa a ieșit la tragerea la sorți. Guzman cu intercepția, contraatac și zbor fără turbulențe pentru Karel Guzman, dar cu zguduială la inel. Palma bătută mai departe cu Mircea Cristescu sub panoul advers. Spectacol adus de Havana Boy în sala sporturilor din Constanța. Spuneam, așa au ieșit la tragerea la sorți, acesta a fost primul sfert de finală. Constanța având posibilitatea, bineînțeles, ca echipa organizatoare să își aleagă segmentul orar pe care să joace. În alte Final Eight-uri, spre exemplu în cel al Spaniei, că tot vorbeam de Liga ASB în prima jumătate și spuneam că o consider cea mai puternică ligă din Europa, acolo nu se joacă pe acest format cu toate sferturile de finală în aceea zi. Acolo sunt programate un Final Eight care va avea loc chiar săptămâna viitoare în Badalona. Două sferturi se joacă joi, e faultat aici Stipanovici și vor fi două libere. Alte două sferturi au loc vineri, sâmbătă sunt programate semifinalele și finala duminică. Dar din punct de vedere sportiv e puțin dificil, mai ales pentru cei care joacă vineri, pentru că ulterior vor juca și sâmbătă. Bine, acolo cele două echipe se întâlnesc în a doua semifinală de sâmbătă. Practic sunt ambele în aceeași situație, dar ajung ulterior la finala de duminică să joace în 3 zile consecutive. Aici oricum aveai zi de pauză, de asta nici publicul nu este foarte numeros, pentru că în primul rând ora e destul de matinală, în al doilea rând e greu să vii, oricât de pasionat de basket ai fi, și să asiști la 4 meciuri consecutive. 2 e altceva. Prima liberă ratată de către Andrei Stipanovici. 2 din 7 astăzi la linia de fault pentru Stipe. 2 din 8. N-a intrat nici asta. Nu mai contează astăzi, sunt alte confruntări în care e foarte important să marcheze liberele. Aruncare ce s-a dus rău de tot pentru Loții Lază, nici măcar n-a atins inelul, direct în panou. Gaici. Aruncare din fața lui Jones, distanța era foarte mare. Ultima secundă de atac, de aceea a forțat-o Nicola Gaici. Și este abatere de 24 de secunde, n-a atins inelul.
Shepherd. Lăpuști. Se oprește, fentează, pasează pentru Cățe, care era însă de prea multă vreme, în spațiul de 3 secunde. Minge pierdută de către UBT Cluj după această abatere de 3 secunde. Fluierată de către unul dintre cei trei oficiale acestei confruntări. Meciul este arbitrat de Ciprian Stoica, Mate Stretea și Alexandru Ivan. Alexandru Ivan este cel care a văzut această abatere de 3 secunde la Emi Cățe. Așa a fost. Fault asupra lui Mekić acum. Emi Cățe cu greșeala personală. Vor fi două libere pentru Mekić, ambele formații în penalizare. Prima intră. La fel și cea de-a doua pentru Adem Mekić. Shepherd. Mendel. O minge trimisă pentru Casey Shepherd, pasă pe la spate. Leo Mendel îl are în față pe Skipor, aruncare dezechilibrată care iese din inel, recuperează Loți Lazar. Mekić, Mirković. Pe mâna stângă, aruncare grea a lui Mirković, dar pe care o scufundă în coș. Shepherd trage de 3, o face fără precizie, încă o recuperare pentru Lazar. Mekić, Lazar. Aruncarea de 3 a lui Mirković se duce prea lung, la recuperare Rojnovski reușește să obțină mingea pentru UBT Cluj după ce arbitrii consideră că Loți Lazar a fost ultimul care a atins această minge. Cățe. Foarte bună servirea pentru Rojnovski, blocat însă de Lazar. Nu reușește să își găsească primele puncte în această întâlnire, Edu Rojnovski. Rămâne 74-56, atac pentru Timișoara. Abatere de picior. Și este posesie din lateral pentru formația bănățeană. McLellan. Mekić trage de 3. În continuare, niciun jucător de la Timișoara, cu excepția lui Gaic, care are 5 triple, nu a reușit să puncteze de la distanță. Două puncte aici pentru Lăpuște, pentru UBT Cluj. Dacă Gaic are 5 din 11 la aruncările de 3, restul formației 0 din 12. McLellan a căutat faultul, nu l-a găsit. Clujenii astăzi cu 4 din 15 de afară. Leo Mendel s-a prefăcut că iese în afara semicercului de 3. Ulterior s-a hotărât să pătrundă, dar a luat mingea la plimbare și este abatere de condusă la jucătorul brazilian, care pierde această posesie. Al 15-lea turnover pentru Cluj. Timișoara a strâns 22, este și asta una dintre explicațiile pentru înfrângerea care va veni pentru SCM Timișoara. Mingile pierdute, procentajul mult mai slab din acțiune. Clujenii au 50%, timișorenii doar 36%. În rest, statistici echilibrate,
la recuperare, spre exemplu, una în plus pentru SCM Timișoara. În ceea ce privește pasele decisive, UBT Cluj a jucat mult mai altruist, de două ori mai multe pentru formația lui Mihai Silvășean. 24-12 e raportul acolo. Și câte 13 intercepții pentru fiecare formație. Se pare că nu va mai arunca David Lăpuște. Jocul se va termina așa, cu scorul de 76-56 și UBT Cluj devine prima formație calificată în semifinalele Cupei României din 2023, la capătul unui meci în care Karel Guzman a fost cel mai bun marcator al câștigătorilor. 12 puncte pentru Guzman, alte 11 pentru Richard și câte 10 de la Bircevici și Mendel. La SCM Timișoara, meci excelent făcut de Nicola Gaici cu 20 de puncte, 13 au venit de la McClellan, 10 de la Lazar, însă banca nu a ajutat decât cu 6 puncte față de cea a clujenilor, care a adus 34 și, spuneam, și grație mingilor pierdute, mai puține pentru UBT Cluj cu 8 în cele din urmă și grație unui procentaj mult mai bun din acțiune. UBT Cluj merge în semifinale, acolo unde va juca împotriva câștigătoare dintre CSU Voluntari și SCM-ul Craiova, al doilea sfert de finală, care începe de la ora 14:30 în direct pe Prima Sport 5. Eu sunt Cosmin Petrescu, vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată și, ca întotdeauna vă spun, rămâneți cu bine, rămâneți sănătoși, rămâneți alături de canalele Prima Sport.